Finala campionatului național de atletism pentru copii i-a atras și pe micii sportivi de la cluburile giurgiuvene. CSM, CSS și Dunărea Giurgiu și-au înscris tinerii atleți la probe în speranța obținerii unei medalii. Singurele trofee au fost câștigate însă de doi sportivi ai cluburilor CSS și CSM Giurgiu, dar și ceilalți s-au descurcat bine. Toți au încercat să își depășească propriile rezultate și sunt foarte mulțumită de ei și sperăm că la competițiile de vară, în sezonul de aer liber, la care vom participa, sperăm să avem rezultate din ce în ce mai bune și, de ce nu, să tindem la o medalie mai strălucitoare. Dintre copiii de la CSM Giurgiu, Mario Stan s-a descurcat cel mai bine la proba de biatlon și a obținut medalia de argint. Văd că ai ceva frumos la găzneară și nouă? Da, o medalie de la concurs de la București în campionatul național. Cum te-ai descurcat tu acolo? Cum a fost pentru tine campionat? Foarte bine, frumos. La ce probe ai câștigat medalia? La 50 de metri și săritura la lungime. Un debut promițător l-a avut Cătălin Peiu, care s-a clasat pe locul 6 la proba de viteză și speră că data viitoare se va urca pe podium. La ce probe ai participat? Ce ai făcut la concurs? La 50 de metri. Da? Și cum a fost proba? Simplu. Ce probă îți place ție cel mai mult? La 50 de metri. 50 de metri, nu? Da. Ai viteză? Da. Una dintre performerele ediției pentru giurgiuveni a fost Bianca Damian. Campioana națională la aruncarea cu discul a reușit clasarea pe locul al treilea la proba de aruncare a greutății. Bianca a câștigat medalia de bronz pentru CSS Giurgiu. Nu la fel de bine s-au descurcat atleții de la Dunărea Giurgiu, care au reușit cea mai bună clasare prin Alexandra Țârcă, cea care a ocupat poziția 8-a la proba de 60 de metri.